Avem un meci câștigat de Petrolul, tocmai am avut, nu foarte spectaculos, trebuie să o spunem, deși s-au mai străduit jucătorii, dar păreau fără direcție, pentru că încă o dată antrenori noi, antrenori principali noi, au avut fiecare dintre aceste echipe și au, sigur, aceste figuri pe care le-am mai văzut la fiecare în parte, dar care în momentul de față, practic, reprezintă o schimbare în banca tehnică. Poate că asta influențează. Vedem ierarhia, ceea ce vă spuneam, și discutam aici cu Florin Bratu, Ilie Dumitrescu, Ionel Dăncilescu, faptul că încep să despartă un pic apele în play-out. Petrolul, e la început, e adevărat, dar nu sunt foarte multe meciuri. Mai sunt 8 meciuri de fiecare de jucat. Petrolul care, prin această victorie, se duce la 7 puncte de zona de retrogradare directă și la 5 puncte de meciurile de baraj. În vreme ce la retrogradare, adică se vede că sunt niște echipe care par a fi scăpat de griji, în principiu. Azi, nimic nu e sigur, dar Ucluj, Herman și Aduta Petrolul în momentul de față, să vedem poate și Oțelul, care și-a câștigat această etapă, au mai puține griji decât Iași, Craiova, Dinamo Voluntar și Botoșani. Vedem acolo că e o linie de 3 puncte pe care nu mai vedem decât între Voluntari și Botoșani. 3 puncte înseamnă un meci, ceea ce înseamnă că măcar o etapă echipele acelea au fost aniștită, sau două în cazul unora care au o diferență mai mare de puncte. O să vedem în curând zâmbetul larg al lui Jair, care a reușit să înscrie, ceea ce face din el, bănuiesc, omul meciului. Da, omul meciului. Într-o partidă, da. Bine, a înscris dintr-o deviere a lui Achim. Eu cred că mingea era pe spațiu porții. Era pe poartă, Ilie? Cred, nu știu, așa mi se pare. Și dacă a fost deviată de Achim, șutul lui Zair nu mai punem în Jair, nu mai luăm în considerare? Yes. Nu, dar sunt dacă era pe poartă sau nu. Ba da, ba da. Eu zic că era pe poartă. Era pe poartă. Era pe poartă. Da. Da. Dacă nu era pe poartă, era o problemă, era chiar autogol. Da. Dacă nu era pe poartă. Da. Nu, adică nu poți să-i pui un gol dacă trage. Dar cred că era pe poartă, nu? Și ți-l ascultăm pe marcatorul Petrolului. Omul meciului, felicitări. Gol de 3 puncte, cum a fost partida? It's very important, the 3 points. It's very hard game, because Craiova is very good team, he have a very good player. But this is football. It's fight all the time. I am happy because I score one goal today. We win 3 points, it's very good. How important is to win in the first match, in the first game in the playoffs? Yeah, it's important to win in his first game in play out because now we have confidence to go to next game. Not have easy game, is only difficult game, but we ready for next game win. It's the first win in 7 matches for Petrolul. Sorry? It's the first win in after seven matches. Yeah, we know it's heavy work every day, is difficult situation. Now, because his pitch is no good here, but we play very good. Craiova too play very good game today. This is important. Was a hard situation after your coach left with the problems on the club? No, we don't have this problem. Is Florian, this is professional guy. This heavy is hard situation only in the pitch inside because pitch ball all the time, boom, boom, and this is okay. You're the top goal scorer for your team, 7 goals. Yeah, it's good for me. I have 7 goals. He's goleador in my team. But I am not alone. I work with teams together. Do you think at the end of the season, what do you want to do? I don't know. This speak later with the president of the club, with my agent. This is situation inside the club. What is your desire? I don't know. I need to decide with my family, not alone. Yes. Thank you very much. Yes, thank you. Good luck. N-am înțeles la sfârșit dacă vrea să rămână sau nu, vrea să fie cu familia, în fine. Mereu e o luptă, sunt fericit că am înscris, e important să înscriu, îmi dă încredere, suntem gata de următorul joc, e prima victorie după 7 meciuri, dar aici terenul nu e foarte bun, noi am făcut însă un meci bun, nu e o problemă că a plecat Pârvu, Florin, stângă, e profesionist, am 7 goluri, dar nu joc. Singur să-l ajutăm pe Achim. Punct de aici, de la Ploiești, a început play-out-ul, cum a fost? Da. Continuă seria asta neagră noastră. Un meci echilibrat, dar nu am reușit să dăm gol. Ei ne-au dat acel gol cu execuție foarte frumoasă și
s-a terminat meciul, ca de obicei n-am reușit să aducem după golul lor, să reușim să fim mai periculoși. Ce să zic, situația este destul de grea. Cam toate care suntem jos acolo am pierdut. Va fi o luptă grea până la sfârșit și asta e, nu, ce să zic, nu vom ceda, vom lupta până la capăt. Ai încercat să respingi mingea la gol, dar cred că erai prea aproape de linia porții și nu aveai ce să faci. Da, a venit mingea tare și n-am apucat să-mi fac repede pașii. Am văzut că a șutat bine și am încercat repede să mă duc pe linia porții și n-am mai avut timp să-mi fac repede pașii ca să pot să și resping. Mingea a venit și cu viteză foarte mare. Ce să zic? Situația se complică, așa cum spuneai și tu. Echipă cu calitate între jucătorii voștri. Cum puteți să o scoateți la capăt? Pentru că, iată, nu cred că vă gândeați nici voi că puteți ajunge în această situație. Da, nu ne-am gândit niciodată că putem să ajungem aici. Suntem o echipă care a făcut jocuri foarte bune, care a arătat că are potențial mare, se luptă chiar și cu echipele de pe primele locuri, dar am intrat această serie neagră, naivitățile, pot să zic că ne-au costat foarte mult de-a lungul campionatului și am intrat în această pasă neagră din care este greu să ieșim. Vor veni aceste două săptămâni, sperăm să ne mai limpezim puțin, să ne mai echilibrăm și, cum am spus, vom lupta până la capăt și nu vom ceda până la sfârșit. Ai încredere că echipa se va salva fără baraj? Că va trece peste locurile de baraj? Eu zic că avem șanse, pentru că încă suntem acolo aproape, cu mai Iașiul acolo la un punct de noi. Șanse sunt. Trebuie să câștigăm, mai ales cu echipele cu care ne luptăm, meciurile directe, meciurile de acasă sunt foarte importante și eu zic că putem, dar, cum am spus, va fi greu pentru că suntem într-o pasă neagră, atmosfera nu este foarte bună și sperăm să reușim. N-am putut să nu remarc în timp ce colegul tău negru era la interviuri, se auzeau țipete în vestiar. Cine țipa atât de? Mai mulți. Până la urmă... Frustrarea a ajuns la cote maxime, da, să înțelegem. Da, bineînțeles, pentru că am venit cu gânduri de play-off din vacanță și au venit foarte multe înfrângeri la rând și ne-am trezit deodată într-o situație complicat. Mulțumim. Da, la un moment dat vorbea despre play-off. Adrian Mitelu, patronul echipei, vorbea despre play-off. Atmosfera nu e bună, Florin spune acolo. Se auzeau urlete, mai mulți, cine urlă, mai mulți. Da, pare o echipă acum, Craiova, fără, nu știu, fără forță, fără vlagă, fără orizont. Cu toate că fără direcție, spune. Fără direcție. Are calitate această echipă. Am văzut-o în meciuri importante în acest campionat, producând un fotbal foarte plăcut. Dar ceva se întâmplă acolo. Ce? Ghiși cine urmează la interviu. Fășeamă bene. Baieti. Jocatorii, baieti, giocamă bene. Ia să vedem. Să vedem în ce limbă, în primul. Bun găsit, a început play-out-ul cu o înfrângere, domnule Napoli, situația se complică, cum vedeți sau cum a fost în seara asta? Nu. Băieți, am făcut prima ripesa foarte bine, am jucat, lor hanno fatto gol și ripesa a doua nu mi-a plăcut. Am fost leggeri, am încercat de egalare meci, dar nu am putut. Vă îngrijorează căderea asta din repriza a doua a echipei, că și în meciul trecut și meciul de acum, în repriza a doua, lucrurile nu mai sunt la fel ca în primul? Pure repriza una a jucat, echipa a făcut acțiune, cose, dar repriza a doua, puțin loro erano 1-0 sus, facevano fase difensiva bine, si sanno apparato bine, dar noi nu am făcut acțiune de gol. Vă simțim în continuare calm, deși în vestiar s-au auzit țipete și frustrare după această partidă. Normal, nu ne țipete. În vestiar normal. Vorbim,
afară se vorbește. Cine a țipat atât de tare? Că nu imaginez că dumneavoastră. Arbitru. Arbitru. No. Cine? Sunt cose noastre. Okay. Două săptămâni de pauză. E timp pentru a pune lucrurile la punct până la meciul cu Oțelul? Cred că da. Două mese sunt 15 zile că se poate lucra. Încercăm de fără antrenamente bune pentru încercare de urcare sus în play-out. Veți lucra și la această parte fizică în această perioadă, cât se va putea sau cum se va putea în perioada asta? Acum vorbim cu preparatorul fizic, vorbim cu staff, decidem ce facem. Aveți încredere că echipa se va salva fără baraj? Da, cred că adică da. Deasupra lucrurilor de baraj. Nu parlă de retrogradare echipă, deci avem jucători foarte bine. Cred că ne putem salva. Mulțumim tare, mă. Cu plăcere. Eu nu pot să-l uit pe Ilie, uitați, care lăuda pe Nicolo Napoli într-una, a zis, deșențat, exagerez, spuneți. Deci ce înseamnă să nu fii bine informat în interior? Și a intrat Adrian Mitelu și a zis, nu, domnule, omul e doar de fațadă, de spate. Nu el face, nu el face. Eu acum nu știu cum să judec, că despre Haralambu spunem ce... Nici mai știu ce să cred, da. Despre Haralambu știm de ce spune, dar despre Napoli ce spune Ilie? În momentul în care ai ajuns să ieși public să faci o declarație de genul ăsta, nu mă așteptam să mai revăd pe Nicolo Napoli pe banca tehnică a echipei, da? Da. Și asta se vede și totuși și din punctul meu de vedere din jocul echipei. Pentru că am fost o echipă disciplinată, care chiar dacă a plecat Pârvu, am fost o echipă preocupată să acopere zonele, o echipă disciplinată, cu Seto, cu Hanca, care a făcut un meci foarte bun. Mă uitam la Musi și la Ișvan pe părți laterale, jucători care acoperă zona în fața fundașilor, activ pe fază ofensivă, fără reușite. Exact, fără reușite. Jair cu o rază mare de acțiune în spatele lui Berisha, la fel și Berisha. O echipă, cum să spun eu, disciplinată, au reușit să-și creeze câteva situații, a și fructificat una dintre ele. Aici e diferența. Mai apare și zona asta în care văd că se discută de ceva, deși eu am semnalat-o aici în emisiune, problema de ordin fizic la cei de la Craiova, care în a doua parte a jocului nu poți să scoți un rezultat pozitiv cu un șut al lui Achim de la 25 de metri. Un șut pe poarta lui Achim de la 25 de metri. A fost preparator fizic, era foarte bun, a plecat în componență sunt jucători extrem de importanți. Bauza poate să joace liniștit la orice echipă. Clar, cu alt statut. Da, adică să vină și să încerce să se implice într-un program, într-un plan al antrenorului, da? La fel Chițu, care la un moment dat cocheta și cu echipa națională. Deci sunt jucători importanți. Și era gurghetelul campionatului. Da. Să-l ascultăm pe Pap. De această victorie și mai ales cât de greu e în play-out cu luptă acerbă, așa am văzut. Da, bună seara. Nevoie mare de victorie. Vă dați seama că eram acolo cu... De fapt, suntem, că oricum nu e mare diferența, așa că trebuie să rămânem la fel concentrați, la fel de concentrați. Jocul prestat nu cred că a fost unul foarte, foarte bun, dar până la urmă contează cele 3 puncte, pentru că trebuie să rezistăm și să rămânem în Liga 1, obligatoriu. Ai tras de tine, ți-ai spart capul, umărul e avariat, cum spuneai, cât de greu pentru un fundaș central să dea cu capul bandajat, cu sânge, în continuare. Da, în timpul jocului nu am mai băgat în seamă că mă durea capul, umărul, nu mai contează asta, contează echipa, contează că am luat cele 3 puncte, contează că am câștigat și contează cel mai mult să, cum am spus mai devreme, să acumulăm puncte și să rămânem în Liga 1. După clipele astea grele în care ați avut înfrângeri, a plecat și antrenorul, am auzit explozie de bucurie în vestiar, cât de mare e fericirea voastră? Da, foarte mare fericirea. Despre plecarea antrenorului nu vreau să spun nimic pentru că așa s-a decis. Îi mulțumim frumos, chiar am avut un raport extraordinar cu dânsul. Și cam atât. Normal, a fost o bucurie mare. Ne-a condus Mister Florin Stângă. Ne-a condus bine. S-a văzut, am câștigat. Asta a fost cel mai important și un lucru iar un aspect important e că n-am luat gol și am jucat în 4. Mai ai nevoie să vină alt antrenor din moment ce ați câștigat cu domnul Stângă? Nu fac parte din conducere, așa că nu pot să decid eu lucrurile astea. Noi suntem un grup de jucători buni, un grup de jucători profesioniști.
ne facem treaba cu oricine e la timonă, spune așa, să spun așa. Care mai e situația financiară? Pentru că voi ați avut de suferit și din acest punct. Da, situația financiară de... bună. Bun. S-au plătit niște restanțe, bănesc. Spune-ne cât de mare va fi, sau cum vezi tu această luptă până la final? Spune-ne, diferență mică de puncte și iată meciuri în care chiar trebuie să te lupți. Da. Pentru fiecare duel. Da, diferență mică, lupta acerbă, cred că suntem toți acolo la același, la aceeași valoare. Depinde forma de moment, cred eu, depinde inspirația și face diferența gol în plus. Mulțumim. Mersi. Plăcere. O pauză și reveni. Felicitări, cât de importantă este această victorie și cât de important este să vorbească elevii dumneavoastră așa frumos de dumneavoastră, faptul că ați avut o misiune grea, dar v-ați descurcat. Bună seara! În primul rând aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat să câștigăm acest meci, jucătorilor că au dat dovadă de mare caracter și de sacrificiu. Cred că astăzi au dovedit că suntem o adevărată echipă și am suferit împreună pentru aceste 3 puncte. Într-adevăr, a fost un meci dificil, un meci greu, un meci în care cumva moralul nostru era scăzut după ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dar cred că împreună cu colaboratorii mei, după o săptămână foarte, foarte grea, am reușit să gestionăm, cred că bine, și strategia pe care am ales-o pentru acest meci ne-a dus către cele 3 puncte. Ce a făcut diferența azi, mai ales că Petrolului i-au lipsit 3 jucători importanți? Atitudinea noastră și faptul că am fost o echipă. Am fost o echipă de când am ieșit pe teren până s-a terminat meciul. Se vorbește de noul antrenor, însă iată, dumneavoastră aveți aprecierea elevilor din vestiar. I-am auzit pe toți spunând același lucru și nu știu, cum vedeți dumneavoastră? Eu personal aici la Petrol am fost prima oară antrenor secund. Am 7 ani de antrenor principal, chiar dacă la Liga 3 și Liga 2. Sunt la licențele cursului pro. Am o experiență care cred că mă ajută să pot să fiu antrenor principal la Liga 1. Dacă cei din conducere consideră că mi-acord în continuare șansa să lucrez, o voi face cu mare plăcere. Dacă nu, le mulțumesc frumos pentru această oportunitate, că am avut șansa să antrenez pentru acest meci echipa și mă simt un antrenor fericit și împlinit. Echipa e acolo, spun jucătorii noastre, în grupul deocamdată de jos, chiar dacă punctajul o recomandă pentru a spera la mai sus. Câștigarea play-out-ului este un obiectiv pentru club? Da, ar fi frumos, ar fi foarte bine pentru noi, dar trebuie să rămânem cu picioare pe pământ. Avem foarte multe lucruri de îmbunătățit. Trebuie să ne gândim la primul meci cu Dinamo. Ăsta este cel mai important și dacă la sfârșitul campionatului vom fi acolo, vom fi fericiți. Important este să rămânem cu același spirit, să fim aceeași echipă unită care am fost acum și sunt convins că putem face lucruri frumoase. Și totuși mult mai liniștiți în aceste 2 săptămâni care vor urma după această victorie față de stresul care a fost în săptămâna aceasta. Da, a fost o perioadă grea pentru mine. Vă spun sincer, o perioadă foarte grea, dar a meritat. Eu personal o să mă gândesc deja la meciul cu Dinamo. Mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Bun. Un antrenor care arată modest, dacă va vrea conducerea, dacă nu, nu, îi mulțumesc. Dar asta e atitudinea, ca să rămâi, nu, Ionel, în grațiile conducerii, mai ales după o victorie. Sau nu ți se pare? Da, nu par convins așa, mă uit la tine. Da, dar e un antrenor care nu are foarte mare experiență în prima ligă. Nu, a fost și... la Tunar, nu? A început sezonul la Tunar. Da, sezonul acest. E normal, e o oportunitate destul de importantă pentru el de a fi antrenor la o echipă din Superliga. Și el a fost secundul lui Pârvu. Da, el a fost adus de către Pârvu. Da. Pârvu l-a adus. Da. Pârvu l-a adus. Dar tot bine echipa în seara asta. Adică cum au reacționat jucătorii la câteva zile de pregătire cu el, nu, echipa a fost disciplinată, că asta contează foarte mult. Da. Mi s-a părut mai echipă decât Craiovan. Sigur. În marea majoritate a timpului. Da, pe de altă parte, Petrolul are, văd, talentul ăsta ce e acolo. Ar avea talentul ăsta să inventeze antrenori, că nici Pârvu nu era un antrenor cu o carte de vizită, nu? Colosal, da, înainte să ajungă la Petrolul și a funcționat o vreme. Să se secund prin China, da. Exact. Acum să vedem dacă... Da, tot ce e posibil. Poate îi se va da încredere în continuare. Acum și Arteta a fost secund până să ajungă... Da. Bine. Nu? Păi antrenează cu cineva, domnule, Arteta. A stat pe lângă Guardiola ceva. Păi și el a stat pe lângă Pârvu. Domnul Stângănă. Dar ne